Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase în bucătărie la Cântărim toate camelia. ingredientele Împreună vom face biscuiți ghiocei de și post. Aici am apă de năut, deci am năut fiert. Îl puteți folosi această apă și cea în cutii, gata, cumpărate, conservate. Și să vă uitați pe etichetă la ingrediente. Așa, și dacă credeți că se poate folosi, folosiți ceea ce am în cutii. Dacă nu, fierbeți năutul de seara și apa o puneți și o lăsați și o folosiți a doua zi. Și o să avem nevoie de zahăr pudră, de ulei, un praf de sare, apoi vom folosi un pic de ghimbir. Eu am să pun și curcuma, oricum îi dăm cu zahăr pudră deasupra, și scorțișoară. Ulei, un praf de sare și praf Și de praful copt, de copt. 50 de zahăr brun, am să pun, vedeți cât am? Așa, și o lingură de amidon. Să facem zahărul pudră brun. Și dau deoparte. Și acum începem să cântărim ingredientele. Și voi lua din năutul nostru fiert, din zeamă, și voi cântărim 40 de apă de năut. Și punem aici pe cântar. Deci cântărim totul în grame, să ne vină mai ușor. Deci 40 de apă de năut. Deci este zeama de la năut fiert. Așa. Deci 40, am pus mai mult. Așa, 40 de năut. Cu acest năut puteți face și salată și pârjoluțe. O să facem într-o zi, să vedeți cât sunt de bune. Am să dau ușor deoparte. Și peste apa noastră de năut o să adăugăm 50 de zahăr pudră. Și am să iau de aici, am să cântăresc 50. Așa. Și avem 50 de zahăr pudră, 40 de apă de năut. Și acum. Am bătut, ați văzut, apa de năut cu zahărul meu pudră brun. O să-l faceți cu zahăr pudră alb, o să iasă albă această bezea. Și acum vom pune 40 de ulei, un praf de sare, o să adăugăm un praf de sare, așa, și am să mai bat puțin. Și acum vom adăuga 40 de ulei, am să pun așa pe cântar, punem 40 de ulei, tot așa cântărim, 30, 40 de ulei și amestecăm. Amestecăm așa bine. Ia uitați. Arată exact ca albușul nostru bătut, ca o bezea. Ia uitați-l. Cu cât îl bateți mai mult, cu atât rămâne, se face mai tare. Dar eu am să-l las așa. Și acum,
Vom adăuga puțină scorțișoară, așa, cam o linguriță o să punem. Puneți mai întâi câte puțin, câte puțin și gustați. Și dacă vedeți că gustul este bun, așa, puțin ghimbir, tot așa, cam câte o linguriță. Așa. Și am să pun și curcuma. Și am să pun, curcuma. Puteți pune și coajă de portocală sau de lămâie. Eu am să pun din pasta mea de mandarine. Eu țin la congelator, mai am puțină. Așa, și țin așa în punguță. Ia uitați, și pun o linguriță. Deci mandarine cu zahăr, făcute pe foc, ca o dulceață. Așa. Vedeți? Și amestecăm așa bine aici. Și am să pun puțină făină și apoi cântărim 4 grame de praf de copt, ca să-l putem cântări precis. Și punem o lingură de făină, două. Așa. Deci am 55 și acum pun 4 grame, până la 59. Deci ca să-l pot cântări praful de copt. Și rup de aici și pun 4 grame. Așa. Atât. Și mai adaug puțină făină și apoi amestec. Deci făina cât este necesar să o obținem un aluat ca să-l putem lucra. Dacă aveți timp, lăsați și măcar o jumătate de oră să se odihnească. Și amestecăm așa bine. Am să dau deoparte și aici. Vedeți cum este pufoasă. Așa. Mai pun puțină făină. Deci o folosesc făină 00 aici, în Italia. Așa. Și acum voi pune aici pe masa mea de lucru puțină făină și punem aluatul. Aluatul nostru. Îl frământăm ca să incorporăm făina care este necesară. Așa, am să mai adaug că este foarte moale. O lingură, două linguri. Așa. Și acum frământăm, vedeți că este destul de moale. Și adăugăm făina până facem un aluat să-l putem întinde. Și o să punem puțină făină și o să întindem. Așa. Și acum să începem să dăm formă. Eu am să vă arăt cum am în video făcut. Vedeți? Această formă de rândunică. Eu am tăiat așa. Și o să încercăm și pomul de zăpadă. Vedeți? Seamănă cu o rândunică. Așa. O să facem iepuraș de Paști. Și să facem partea de jos.
Fum de zăpadă cred că iese mai bine. Așa. Și aici vom face așa. Așa, și voi tăia cu acest, ia să vedem, așa, așa puțin și dăm la, e cam mare, ia, oh. Așa. Vedeți? Și îi dăm la ghiocei. Ia uitați. Îi dăm la cuptor. 10 minute. Pe ce să iardă? Să-i punem aici peste. Așa.